Bine v-am găsit! Toate bune, toate frumoase, așa la început de săptămână? Sau... Excepțional, totul merge în regulă, prețurile sunt mici, benzina se ieftinește, alea tot. Ascultați Europa FM Dubai. Este... Plus că e luni, știi, ziua aia minunată și iubită de toată lumea. Am salutat Cercei, colegii Alexandra. Băi, excepțional, bravo! Frumos, păi are niște cruci. Da, exact. Da, sunt în formă de cruce. Să știi că nu ești singurul. Mai mulți colegi mi-au zis pe aici. I-am zis că am luat de la mănăstirile din Moldova. Să fac o glumă, evident. Nu, sunt de la magazin de aici din București. Fă-ți și tu o poză și pune-o pe Instagram, fie pe Instagram-ul tău, fie pe pagina Europa FM, unde îți place ție, să vadă lumea despre ce vorbim. Pe Instagram-ul meu, Alexandra Gavrilă. Așa, așa, pe Instagram-ul e Alexandra Gavrilă. Mulțumesc, da. Am mai crescut cu 1000 de follower acum. Chiar merge cu 1000 la fiecare anunț, că așa... Nu știu, da. Deci de asta port eu cruce. Doamne ajută să meargă câte 1000 de follower. Depinde și cine promovează mesajul, știi? Cine te Dar chiar acolo. Sunt frumoși, acum dincolo de orice, chiar sunt frumoși. Mulțumesc. Bravo. Uite că așa de după și eu lucruri. Noi ce ne impresionează pe Cătălin Striblea mai mult și mai mult. Crucile. Mâine o să vin cu un sobor de preoți în studio să nu mai aibă zile mai puțin reușite. Bun, începe rațiunea zilei chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, știu că pare neașteptat, dar astăzi o să vorbim despre fotbal și dacă vreți mai mult despre sportul din România, sunt câteva alegeri de făcut. Adică suntem într-o perioadă în care s-au întâmplat câteva lucruri reprobabile și aici cluburi, federație, ligă, societate au de dat niște răspunsuri. Adică mi se pare inadmisibil dintr-un punct de vedere. La ce te referi? Mă refer în primul rând sau în ultimul rând, că ăsta e cel mai recent caz, așa cronologic în ultimul rând, la cazul Cristian Săpuna. După meciul pe care Rapid l-a pierdut cu FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, Cristian Săpunaru, care este și capitanul echipei, a avut o atitudine, nici nu știu cum să o descriu, hai să nu mai descriu, dar a fost în mijlocul unor violențe pe care este posibil să le fi și declanșat, adică el să fie autorul. În primul rând, spre finalul meciului, mergând să salute galeria, a avut o altercație, el ca jucător, cu un ofițer de jandarmi, ceea ce mi se pare imposibil, după care, pe culoarul clubului, susține că ar fi fost agresat de o persoană care nu avea drept să fie acolo și asta așa e, persoana respectivă era un om fără legitimație și fără drept de a fi în preajma jucătorilor, un lucru care se mai întâmplă la meciurile Universității Craiova și de aici a pornit o practic o bătălie cu omul acesta. Nu sunt dați pumni sau nu se vede pe filmări, dar în orice caz potrivit propriei declarații zice, filmarea e o minciună, nu l-am lovit, încercam să-l strâng de gât. Ah, ok. Bravo, deci este super. Săpunaru nu e la prima criză de nervi. Aici e problema, da. În ultimul an s-a tot întâmplat chestiunea asta. Eu înțeleg și așa spune toată lumea că e un tip sufletist, dar e clar că sunt niște probleme acolo care trebuie rezolvate, mai ales că e capitanul unei echipe cu, ce să zic, în momentul ăsta, cea mai de tradiție echipă din Liga 1, nu? Da, e posibil să fie și provocat, tot mai știi sigur că reacțiile. Da. Sigur că da, dar cu atât mai mult la nivelul acesta te pregătești pentru chestiunea asta. Și mai e ceva, că poate el ca persoană e mai puțin important așa pentru societate și modul în care funcționează. Modul în care clubul Rapid a răspuns acestui fapt este foarte rău. Adică Rapidul, în loc să spună, da, avem și noi o problemă, în afară de problema Universității Craiova, care e o problemă organizatorică, și acolo au ei o chestiune de imagine, prea se asociază cu tot felul de interlopi Universitatea Craiova. Dincolo de asta, deci Craiova are propria ei problemă, în timp ce Rapid are problema sa. Iar Rapidul, chiar cu acest nou acționariat, cu un om de afaceri român, că tot am discutat noi, Dan Șucu, care e un personaj cu altă imagine în societatea românească, vine și spune, nu, băiatul nostru nu are mari probleme, ăia de la Craiova sunt răi. Prieteni, nu merge așa în societate. Nu e singurul eveniment. Lăsați deoparte cazul Săpunaru. Atrag atenția că se repetă niște lucruri rele. La handbal, când a fost primul meci dintre CSM și Rapid, iarăși au fost niște strigări la adresa lui Adrian Vasile, antrenorul CSM-ului, incredibile pentru o sală. Despre, nu se poate așa ceva. Nici măcar pe, da, nici măcar pe stadioanele de fotbal nu poți să faci așa ceva. De parcă ăsta ar fi un argument. Nu poți să strigi așa ceva în prezența unui joc de femei în care toate, multe dintre ele sunt mame. Este incredibil. Acolo, iarăși, fără măsuri, Federația de Handbal, n-am zis mare lucru pentru ce s-a întâmplat acolo.
Portarul Universității Craiova la un meci cu Petrolul, dacă nu mă înșel, unul dintre atacanții Petrolului era de culoare și a strigat că s-aude pe camere. Uh-huh. Deci a strigat niște lucruri inimaginabile. Inimaginabile, da? Și pot să mai adaug fapte de genul ăsta. Nu este în regulă și am să spun măcar într-un punct de vedere, companiile care au bani nu vin la așa ceva. Da, au fost probleme și la Dinamo Steaua, în Liga 2. Oh, da, a fost bătaie și acolo, sigur că da. Între cele două galerii și jandarmii. Sigur că da. Liderii sportului românesc trebuie să meargă și să hotărască. Cu care parte din societate vreți voi să lucrați? Așa că erau niște reguli foarte dure la un moment dat. Nu știu dacă mai sunt în vigoare, interzis pe, pe da, stadion. Da, când făcut să schimbase Mintica Dragomir codul acela. Te identificau din imaginile video, exact, și... strigau Mitică la brutărie și așa mai departe. Dar aici, astea trebuie ramforsate din când în când cu exemple și atitudini clare de delimitare. Pentru că fotbal, handbal și alte sporturi nu sunt doar oamenii ăia care merg pe stadion și sunt în galerie. Tocmai de aceea jucătorii de fotbal au o mare responsabilitate în a se comporta într-un mod civilizat, pentru că, uite, de dacă aici, avem probleme în tribune și avem probleme și în teren cu comportamentul lor, ce facem? Unde ajungem? Mă aștept de la domnii Burleanu, Iorgulescu, Din, mă aștept de la conducerea acestor cluburi. Faceți, frate, lanț, faceți zid și opriți atitudinile astea și aduceți, sau dați-le voie și oamenilor ca noi să vină fără stres la meciurile astea, să vină ca la o bucurie. Trebuie să avem un VAR și pentru suporteri. N-ar fi. Cine a dat primul? Cine a furat primul steagul, știi? Da. Mă reluat. Da. Mulțumesc, Cătălin. La Europa FM, this is my station and I love it. Asculți cei mai mari artiști. Hi, I'm Zara Larsson. Hey y'all, we're Dan and Shay. Hi, I'm Ariana Grande. Europa FM.